mulțumesc frumos! Și eu sunt foarte bucuroasă să particip astăzi la această reuniune. Acum să o reuniune. Mă gândeam în dimineața aceasta că drumul în antreprenoriat este foarte asemănător cu această dimineață joioasă, în care te trezești de dimineață, îți faci părul pentru eveniment, îți pui make-up pe față, arăți impecabil și pornești cu o viziune la drum, ce ai de făcut, ce ai de spus, o strategie, ieși în fața ușii să mergi pe mașină și te ia vigeria pe sus. Ploaie, întuneric, îți tragi sufletul în sfârșit în mașină, când reușești să ajungi aproape de destinație, îți dai seama că nu știi exact acum încotro să o iei, cum s-a întâmplat o dimineață în parcare la unul spațiu, ne întrebam în ce parte o fi liftul, găsești un consultant să spună cam în ce direcție să o iei, tot nu numerești, găsești după aceea un partener, cu partener am găsit, nu-i așa, s-a numărat Paul liftul, într-o târziu am găsit lift, primul lift, mi-a dispus al doilea lift și am ajuns în sfârșit acolo unde ne-am dorit. Dar nu a fost chiar așa de simplu pe cum părea. Antreprenoriatul poate fi tentant. Eu sunt, într-un fel, un om de corporație, dar dacă mă gândesc la joburile mele, cel puțin două au fost de antreprenoriat financiar bancar. Pentru că, sigur, o să-mi spuneți, ați avut niște acționari puternici în spate, ziua de mâine nu era o problemă, am un antreprenor în familie și știu ce înseamnă să vină ziua în care plătești salariile, e mai complicată decât aia în care își vine salariul în cont. Dar este și acesta un soi de antreprenoriat pentru că depinde foarte mult de tine când tu începi un proiect, dacă vei avea în viitor un job, dacă echipa pe care o aduci va avea în viitor apropiat un job. Pentru că ai nevoie de viziune și ai nevoie de strategie și nu ți se spune neapărat de undeva, de la centrală sau din altă țară ce ai de făcut. Într-un fel așa arată proiectul Idea Bank. Este un proiect de antreprenoriat financiar bancar, de care eu personal sunt foarte mândră. Nu este proiectul meu personal pentru că totdeauna este o echipă, dar am fost foarte fericită să contribui în mare parte la stabilirea strategiei lui și sper să fie unul de succes. A fost extrem de bine primit de presă, de populație. Chiar ascultam de dimineață un comentariu foarte drăguț. Un jurnalist i-a spus colegii mele de la PR. Cum este acum? Cum te simți când managești bugete de milioane de euro de publicitate? Și colega mea a spus, ok, de unde a venit această informație? Păi cum? Sunt șef de PR în alte bănci care s-au adunat împreună în ședințe și când au fost întrebați ce părere au despre Idea Bank și de ce nu pot să dezvolte un proiect de financiar asemănător de comunicare, răspunsul a fost, păi dacă am avea multe milioane de euro, așa cum au cei de la Idea Bank, am putea să facem și noi la fel. Este un proiect dezvoltat cu mai puțin de jumătate de milion de euro. Și a fost dezvoltat ca atare și are acest succes de care eu sunt foarte, foarte mândră pentru că are foarte multă creativitate în spate. Și cum se naște creativitatea? Se vorbește foarte mult despre creativitate. Hai să lăsăm oamenii să fie creativi. Vorbim de multe lucruri frumoase. Guess what? Post-criză, în mediul financiar bancar, lumea nu prea mai este creativă. De ce? Pentru că ne este frică. Mediul bancar nu este cel mai bun prietenos în ziua de astăzi. Este băncile și restrâng, își reorganizează activitatea, nu cresc. Cum faci totuși ca oamenii să fie creativi? Le arăți o viziune și îi ajut să crească și le dai voie să greșească. Este foarte important ca lider. Le dai voie să încerce. Este foarte mult ca relația părinte-copil. Dacă eu îmi bat copilul pentru fiecare greșeală, va deveni un roboțel într-o pătrățică și noi parcă ne dorim să creăm altfel de oameni. Suntem femei, suntem creatori prin definiție. Ne dorim să creăm altfel de echipe,
așa cum eu personal consider că avem Idea Bank, acele echipe a căror eficiență să vină nu din controle clare, probabil că avem specialiști în resurse umane în sală, respect profesia de director de resurse umane, este una importantă, mai ales în bănci, dar am constatat de-a lungul timpului, încercând și greșind, că reușita vine nu prin stabilirea unor job description-uri foarte precise, nu vine prin stabilirea unor obiective în fiecare minut al vieții, să am un obiectiv pe care cineva să mă controleze dacă mi l-am îndeplinit sau nu, ci vine din modul în care inspir oamenii, îi faci să le placă ceea ce fac și ei își găsesc motivația interioară să ducă aceste proiecte care le plac și chiar și pe celelalte care nu le plac, să le ducă mai departe decât ai visat. Este ceea ce s-a întâmplat în Idea Bank. A fost cel mai rapid și mai eficient brand bancar, aș putea să spun, în ultimii 10 ani. Este și primul brand bancar nou lansat pe piață. Este o bancă mică, de adevăr, suntem încă mici. Vom crește însă și vă asigur că o să mai auziți de noi. Iar în ceea ce privește antreprenoriatul, suntem, avem o misiune de a ajuta IMM-urile cu finanțare, uitându-ne mai aproape la afacerile lor decât fac alții și înțelegând mai bine ce este în spate. Pentru că eu, ca bancher care mi-am început activitatea bancară în zona IMM-urilor, mi-am dat seama că de multe ori a te uita doar la niște cifre, din niște balanțe, nu te ajută. Și nu te ajută nici pe tine ca bancher în criză. Pentru că dacă n-ai înțeles ce este cu adevărat în spatele acelui business, din păcate nu ai cum să înțelegi ce probleme are omul când ajunge în criză sau când are o dificultate și nu poți să-l ajuți. Și pierderea este de ambele părți. Sigur, este mult de vorbit pe tema aceasta, de ce IMM-urile nu primesc sprijinul de finanțare solid și adecvat din partea băncilor. Este o dezbatere generală în toată lumea. Niciodată IMM-urile nu sunt înțelese până la capăt, dar în România, cel puțin, cred că avem încă foarte multe de făcut de ambele părți ale baricadei și în bănci, unde trebuie să ne așezăm și să învățăm pe oamenii noștri să înțeleagă business-urile înainte de a da un verdict, da, ne te finanțez, da, nu. Iar antreprenorii, clienții noștri și care, by the way, mulțumesc colegilor înainte, mi-au reamintit, în IMM-uri, în întreprinderile mici, regăsiți 60% din forța de muncă privată a acestei țări. Este foarte important acest lucru. Lumea uită. Dacă un combinat mare de stat are o problemă mâine, scrie în toate ziarele, da? Dacă intră în insolvență, iar toate ziarele scrie. Așa cum se scrie despre un accident aviatic, da? La tot un avion scrie toate ziarele. Despre accidentele mici de mașină în care își pierd viața o grămadă de oameni, probabil că nu mai vedem nimic pe la știri, nici ne dorim, că este a fact of life. Am privit niște provocări din partea clasei politice, o să lansez și niște provocări înapoi. Cum am putea oare să luăm în calcul mai mult aceste mici accidente, pentru că dacă un butic de la colțul străzii dispare mâine, pentru că un control ANAF a descoperit că are 3 lei inclus în caserie și îl închide, sau un mic restaurant îl închide și pentru 3 zile, încasările acestui restaurant înseamnă salariul unor oameni, înseamnă susținerea unei familii, dacă această mică afacere este închisă și piere, nu scrie niciun ziar, dar sunt mii de astfel de afaceri care se luptă din greu să supraviețuiască și cum putem să îi sprijinim mai mult și nu neapărat să scriem despre ei, dar să găsim soluții, să le dăm oameni de ajutor, nu doar să încercăm să ne întoarcem și ultimul meu, sigur, taxele trebuie plătite, eu sunt bancher și una din condițiile de finanțare este ca respectiva societate de trebuie să aibă taxele plătite la zi, sigur că da. Dar
De fiecare dată când începem o colectare de taxe pentru a sprijini bugetul de stat, poate ar fi bine să nu încercăm întotdeauna pe cel mai mic de la Consiliul Străzii, pentru că el susține economia. Nu se vede, discutăm numai de combinate și de societăți mari, unde sunt potențiale greve care ne-ar putea ne liniști. Micul antreprenor, al cărui restaurant se închide, sau al cărui mic afacere se închide și care susține o familie în spate sau două, trei familii, nu știm despre el și nu ne interesează. Și el susține economia românească. Că este femeie și aici, da, și eu am observat în activitatea mea în definanțarea IMM-urilor, îmi pare rău pentru domnul din sală, dar domnul antreprenor își ambursează mai bine creditele. La fel și domnule, în general, uităm la riscul statistic pe contofonii de credit de consum. Au un scoring ceva mai ridicat, suntem mai conștiincioase, suntem mai serioase de cele mai multe ori și acest lucru ne dă un atun fața domnilor. Și am lansat aceste provocări, aștept să vedem, o să le pot să rescriu și eu undeva de mi-aș dori să auzim